Salutăm în studioul Moldova Creștină TV pe pastorul Vasile Filat. Pace! Pace, Adrian, și pacea Domnului tuturor prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, care se roagă pentru noi. Și iată, vreau să le împărtășesc cu bucurie, să le împărtășim o bucurie, că ambii avem. Știți că noi am procurat o clădire, câteva etaje într-o clădire din centrul orașului Chișinău. Și iată, asta e pentru Biserica Bunăvestirea și prietenii noștri din Cleveland, de la Biserica Livingstones din Cleveland, ei ne-au pus împreună mai multe lucruri și ne-au trimis într-un container și iată, ne bucurăm că lucrurile acestea au ajuns și cu ajutorul Domnului sperăm că poate azi, mâine să ajungă deja aici și asta ne va ajuta să grăbim procesul cu pregătirea încăperii toți și poate ne ajută Domnul până la Crăciun să vă putem invita în noua încăpere a bisericii. Și iată, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat, care vă rugați, care luați parte cu noi. Am făcut și peretele celea din afară, care trebuia încălzit. Bineînțeles, mai avem noi datorii, dar mergem înainte. Vă mulțumesc că vă implicați cu noi. Aici la studio, cum vedeți, n-am făcut mari progrese încă. Vrem numai decât să reparăm și studioul, vrem să avem un nou decor frumos să facem, dar avem credință că vom reuși și asta să o facem. Iată, imediat după ce înregistrăm, discutăm cu Adrian pași concreți, cum și de unde să începem ca să facem și lucrarea aceasta. Așa să ajute Dumnezeu. Doamne ajută. Astăzi discutăm despre semnul legământului. Întrebare adresată de unul din telespectatorii canalului Moldova Creștină. Și el spune că în spațiul internet circulă tot mai multe discuții cu privire la semnul legământului. Și atât întrebarea este, cina sau botezul este semnul legământului? Aș putea citi chiar întrebarea. Care este semnul legământului astăzi? Eu, din câte știu, este cina, dar cineva m-a contrazis și a zis că este botezul. Vă rog să mă luminați. Mulțumesc pentru răspuns. Dar aș vrea să începem la început ca să explicăm puțin oamenilor care prima dată aud cuvântul legământ. Ce înseamnă un legământ? Oamenii știu de legământ, îl folosim, legământ de căsătorie, legământ. Care e? De ce întrebarea apare la unii? Pentru că termenul ăsta de legământ, el cumva a devenit tot mai puțin și mai puțin cunoscut, sau mai străin și mai străin devine pentru omul nostru modern. Ceva arhaic. Da, deci legământ. Apropo, noi avem un curs excepțional care se numește legământul, exact așa se numește legământul. Toți care l-au studiat au mărturisit că viața lor a fost transformată total după studierea acestui curs biblic. Relația lor cu Dumnezeu s-a schimbat radical, ei au intrat într-o relație adevărată cu Dumnezeu după ce au înțeles adevărul din cursul acesta. De ce? Pentru că relația, Dumnezeu zidește relația lui cu oamenii în bază de legământ. Iată așa a fost legământul cu Noe, legământul avramic, vechiul legământ acolo la muntele Sinai, nou legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, așa Dumnezeu zidește relația Lui cu oamenii, prin legământ. De-aia eu foarte mult recomand la toți. Apropo, noi avem pe canalul nostru, avem toate lecțiile acestea în perioada asta de pandemie, eu le-am predat online și le-au fost înregistrate, le avem la noi pe canal. Și chiar acum, în fiecare zi de miercuri, predau lecțiile acestea pentru biserică, le predau online, dar m-am bucurat acum, miercuri, până am început lecția, s-a conectat sora Ligia din Germania. Și sora Ligia mi-a spus că ea de acum de 2 ani studiază Biblia cu noi, la îndemnul nostru și-a procurat manualele acestea și zice, a studiat legământul, a studiat darurile spirituale, a studiat câteva cursuri și acum s-a conectat direct în Zoom, dar a studiat, a comandat cartea și apoi a urmărit înregistrările celea. După ce și-a completat lecția în manual, a urmărit înregistrările. Și noi avem înregistrările, avem un playlist. Apropo, cred că Alexandru va pune la descriere playlistul. Uitați-vă la descriere, trebuie să fie playlistul și atunci puteți comanda manualul acesta și îl puteți studia, completați lecția singur și apoi completați participați, cum, urmăriți înregistrarea aceea când discutăm lecția toți împreună. Însă, deci ce înseamnă? Hai să dau așa o informație scurtă. În Vechiul Testament,
cuvântul legământ era ebraicul karat berit, care însemna a tăia un legământ. A tăia un legământ. De ce? Pentru că legământul era o înțelegere solemnă care se făcea prin tăierea în jumătate a animalilor. Chiar procesul ăsta este descris când Avram a încheiat legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus să taie animale și atunci a trecut un foc printre ele. În cartea Ieremia este menționat că poporul a încheiat un legământ cu Dumnezeu, au promis că vor elibera pe frații lor care erau ținuți robi, dar apoi și-au trecut printre animalele acestea despicate, dar pe urmă nu și-au ținut promisiunea și asta era foarte grav în ochii lui Dumnezeu, faptul că i-au călcat legământul. Însă, deci, legământul este o înțelegere solemnă și ea se făcea prin tăierea animalelor și ambele părți treceau prin bucățile astea de animale, ceea ce însemna că ei treceau prin moarte. Adică însemna că dacă ei calcă legământul acesta, calcă condițiile acestui legământ, li se întâmplă ceea ce s-a întâmplat animalelor care au fost tăiate. Deci era un simbol. Da. Și iată, sunt multe, multe nuanțe care țin de legământ, cum era schimbarea hainelor, schimbarea armelor și așa mai departe. Numele și așa mai departe. Multe lucruri care toate astea le vor afla cei care vor studia cursul legământul. Numai decât vor înțelege toate astea. Cât privește întrebarea dacă e botezul sau acum cina vorbim despre noul legământ, da? Nou legământ. Pentru că suntem în nou legământ și în nou legământ oamenii fac legământ cu Dumnezeu. Da. Nedumerirea este, care este semnul legământului? Care este semnul? Bun, întâi să vorbim de ce era semnul ăsta. Deci semnul legământului era ceva care, la care oamenii puteau sau trebuiau să recurgă des și asta lor le amintea despre legământul pe care ei l-au încheiat. Iată, de exemplu, un semn al legământului care l-a încheiat Dumnezeu, o promisiune care a dat Dumnezeu că nu va mai fi potop pe pământ, este curcubeu, care, apropo, care a fost confiscat de mișcarea aceasta LGBTQ, apropo, acum au mai confiscat ceva, acum l-au confiscat pe Superman. Vezi, ei iau ceva, uite, simboluri de astea, eroi de ăștia de care sunt legați copiii, ei numai decât îl iau și ei îl confiscă și îl convertesc. Ei acum l-au convertit pe Superman în bisexual, pentru că cel care fac DC Comics, îmi pare că așa se numește revista asta din America, în care ies istoriile astea cu Superman. Deci acum următoarea care va ieși îl prezintă pe fiul lui Superman, nou Superman, care va fi bisexual. El se îndrăgostește de alt băiat și le arată la copilaș o istorie romantică bisexuală. Deci asta fac ei, da? Bun, asta e alt subiect. Ar trebui să o vorbesc despre asta în emisiunea actuală. În emisiunea actual, când va ieși emisiunea noastră, deja actualul va fi ieșit. Și puteți privi cu ușurință acces în canal. Da, da, da. Și însă, deci cât privește legământul, totdeauna pentru legământ era lăsat un semn care să le aducă aminte, la care cei care, părțile care intră în legământ, ei recurgeau la simbolul ăsta. Recurgeau la simbolul ăsta și ei își aminteau de simbolul ăsta și aminteau de legământ. În cazul Noului Testament, cina Domnului este aceea care este semnul legământului. Și iată, drept dovadă, o avem chiar aici, la 1 Corinteni, capitolul 11. Numai o clipă să deschid. La 1 Corinteni, capitolul 11, da, am găsit. Deci iată, Apostolul Pavel, când descrie, el spune așa, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat? Și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Deci vezi, Domnul Iisus l-a instituit ca și semn și el trebuie să fie făcut continuu, repetat. Semnul numai decât trebuia să fie repetat. Apoi, tot astfel, după ce n-a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou, gata, direct, Domnul Iisus Hristos leagă paharul de legământul cel nou. Deci, cina este legată de legământul cel nou. Zice, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Deci scopul cinei Domnului este tocmai ca omul să-și amintească despre noul legământ în care a intrat și explică aici mai departe. Deci omul când vine la cina Domnului,
trebuie să se cerceteze în lumina legământului, noului legământ în care a intrat, să vadă dacă el îndeplinește sau nu îndeplinește. Iată, Pavel zice, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, adică ia parte la cina Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și explică mai departe, în versetul următor, ce înseamnă în chip nevrednic. Zice, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul aceasta. Deci cine nu se cercetează, nu își verifică viața lui, nu face cum eu îmi place să le spun la membrii bisericii noastre, le spun, asta este un audit spiritual pe care trebuie să ne-l facem. Nu o revizie de la fisc, un audit. Orice om care conduce organizații, care știe, eu care conduc mai multe organizații, totdeauna insist la contabil să fie făcut auditul pe interior. În fiecare an să fie făcut auditul. Ne costă, este, cineva ar zice, păi nu trebuie poate în fiecare an, poate, nu vreau să fie făcut în fiecare an. De ce? Pentru că atunci când vom avea o verificare de undeva, să știu că toate lucrurile sunt bune. Pentru că nu numai din rea intenții se pot întâmpla lucruri bune, se pot întâmpla din lipsă de competență, ne-au scăpat din vedere ceva la toți, uite. Și atunci când vine auditorul ăsta, el verifică tot și el vă spune, uite aici trebuie să verificați, să îndreptați lucrurile. Și El ne ajută să îndreptăm și noi repejor îndreptăm lucrurile. Ei, exact așa Dumnezeu ne-a lăsat semnul ăsta a legământului nou ca noi să ne facem un audit spiritual, noi personal să trecem prin toată viața, toate aspectele vieții noastre spirituale, creștine, și să vedem unde stăm bine, unde nu stăm bine și să îndreptăm situația acolo unde nu stăm bine. Și asta înseamnă fiecare să se cerceteze. Că zice, cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Adică o ia așa ca o rutină, dar nu înțelege că nu se cercetează pe sine și nu-și îndreaptă viața. Și apoi mai departe spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dorm însemnând moartea fizică pentru cei credincioși. Exact. Și atunci e clar, absolut clar că cina Domnului este și cina Domnului este ceva care se repetă. Unele biserici o fac mai rar, alții, noi evanghelicii, baptiștii, noi penticostalii, alții obișnuim să o facem odată în lună, în prima duminică a lunii, facem cina Domnului. Alții, cum ar fi creștinii după Evanghelie, ei o fac în fiecare duminică. Nu-i greșit la nimeni, nu-i greșit nimic dacă o fac în fiecare duminică. Important este ca ea să fie plină de sens și toți cei care participă la cina Domnului să se cerceteze, să o ia în chip nevrednic. Pentru că o poți lua în chip nevrednic făcând-o odată în an, de două ori în an, odată în lună, și o poți face în chip nevrednic și făcând-o în fiecare săptămână, dacă nu te cercetezi. Deci trebuie participare în chip vrednic. Exact. Și cu siguranță semnul legământului este cina Domnului și nu botezul. Botezul este, mărturia unui cuget curat, așa ne spune. Deci e confuzia aceasta. Ce este botezul? Ok, mărturia cuget curat, dar în sine, de ce apare confuzia cu semnul legământului? De ce apare confuzia cu semnul legământului? Eu cred în mai multe motive. Un motiv este... normal, din pricina lipsei de cunoștință. Pentru că oamenii și în cercurile creștine puțin se vorbește despre conceptul acesta al legământului, care este deosebit de important ca să-l înțeleagă fiecare om. Nu-l poți înțelege pe Dumnezeu, nu poți înțelege relația cu Dumnezeu dacă nu înțelegi conceptul legământului. Asta este ca un fir roșu prin întreaga Biblie. Asta leagă Vechiul de Noul Testament. De asta la oameni este discrepanță, ei nu înțeleg cum se leagă Vechiul Testament cu Noul. Două religii diferite, două concepte diferite, cum ele merg împreună, parcă sunt doi Dumnezei diferiți. Nu, e același Dumnezeu, e aceeași credință și ele merg împreună. Atunci când omul înțelege conceptul de legământ bine, învățătura aceasta despre legământ, nu mai are probleme să înțeleagă legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Deci din lipsa de cunoștință. Alta este, cred că, din pricina seriozității botezului, pentru că foarte mulți oameni înțeleg că din moment ce am intrat în legământ, trebuie numai decât să mă botez. Botezul este indicatorul intrării în legământ. Intrării în legământ, nu semnul legământului, indicatorul intrării în legământ. Pentru că un om care se hotărăște să intre în nou legământ, el se va boteza. Și tocmai botezul, asta este simbolul botezului. Botezul simbolizează că omul moare împreună cu Domnul Iisus Hristos. Când se scufundă în apă, el moare împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și când iese din apa botezului, el înviază împreună cu Domnul Iisus Hristos la o viață nouă.
Ceea ce înseamnă că asta e intrarea în nou legământ. Este corect să spunem am încheiat legământ prin apa botezului? Am încheiat legământ prin apa botezului. Da, aud fraza aceasta drept. Noi, des, în Biblie nu prea. Nu vedem. Fraza aceasta nu vedem. Dar în apa botezului noi confirmăm. Nici nu putem spune că chiar ceva așa de grav și pentru că sunt strâns legate una de alta. Eu cel puțin când am auzit fraza asta nu am obiectat niciodată că nu văd că ar fi ceva grav pentru că într-adevăr dacă omul a încheiat legământ atunci confirmă lucrul ăsta în apa botezului. Mărturisește lucrul ăsta în apa botezului. Dacă nu mărturisește în apa botezului atunci nici sunt atâția oameni care spun eu m-am rugat, m-am pocăit, eu sunt creștin, eu sunt credincios, dar nu se grăbește la botez. Păi nu, omul ăsta n-a murit pentru sine, el nu s-a dedicat de plin pentru Hristos. El e 50-50, așa. Da. Nici, nici încolo. Am putea spune și că în Vechiul Testament actul legământului era încheiat prin despicarea celor animale, iar în Noul Legământ este prin credința în Domnul Iisus Hristos, care este... Tot moarte, toate arată moarte. Și acolo simbolizat, da. Că zice Apostolul Pavel, când ne scufundăm, simbolizează moartea și învierea la o viață nouă. Da. Este actul botezului intrarea, cum să zic, simbolul intrării în legământ? Da, cred că putem spune. Este mărturia unui cuget curat, da. Da, deci mărturisim că putem, da, astfel este că parte am din intrat. Intrarea, exact, mărturisim că am intrat actul intrării în nou legământ, asta mărturisim. În față, mărturisim public. De aceea unii confundă simbolul intrării în legământ cu semnul. Da, sau, cred că. Cred eu. Semnul legământului. Și aici este una este intrarea în legământ și semnificația sau simbolul intrării în legământ și alta este semnul care ne aduce aminte de totdeauna de legământul în care am intrat noi și este pentru a ne verifica cum stăm noi vis-a-vis de legământul acesta. Aș vrea ca să vă rog să dați câteva sfaturi. Dar vreau să dați pentru două categorii de oameni sfaturi. Cunosc oameni care încă, ei zic s-au pocăit, ei zic că îl urmează pe Hristos, ei zic că cred în Hristos mai bine, da, într-o măsură oarecare, așa să zicem, dar nu încheie legământ, nu se botează, da, și nu vor, parcă tăgăduiesc, nu tăgăduiesc, dar parcă amână, tărăgânează acest... această hotărâre. Mărturie, această hotărâre. Ce i-ați sfătui pe ei? Normal, să nu mai tărăgăneze. Sunt lucruri care îi opresc, dar nu se merită niciunul din lucrurile acelea ca să se împiedice de ele. Iată un mesaj care l-am făcut acum, printre ultimele, este despre frică. Frica pe mulți și fricoșii nu vor intra în împărăția celor. Mulți au frică, de exemplu, ei se așteaptă că vor fi persecutați. Cineva așteaptă că va fi dat afară de la locul de muncă, cineva crede că partenerul va divorța, va fi respins de copii, respins de părinți, respins de cineva. Da, da, Domnul Iisus a spus, asta e prețul, nu există alt preț. Fii gata, mergi înainte cu Domnul Iisus Hristos, nu te teme, trebuie să plătești un preț. Dacă nu plătești un preț, nu poți să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și ăsta e prețul, ăsta e prețul. Domnul Iisus a spus, dacă cineva nu-și ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Ați luat cruce înseamnă a fi gata să mori pentru Hristos. Dumnezeu să vă ajute să luați hotărârea aceasta, mergeți înainte și nu mai amânați. Și încă un lucru. Nu vă înșelați. Unii din voi vă înșelați și ziceți că, las că cu timpul va veni hotărârea asta de la sine. Nu! Nu vă înșelați cu privire la asta. Asta diavolul vă înșală ca să câștige timp să vă împetrească, să nu mai luați decizia asta niciodată. Aia face diavolul. Diavolul vrea să amânați pentru că lui trebuie să câștige timp să vă împetrească, să facă tot mai indiferent și mai indiferent și mai indiferent față de hotărârea asta. Nu amânați nimic. Lucrurile sfinte nu trebuie amânate. Și timpul nu rezolvă problemele. Timpul le agravează problemele. Le pune cumva într-o formă așa stand-by în care ele devin cronice. Iată așa cum când ai o boală. Ai o boală și te gândești, poate trece de la sine, poate trece de la sine, poate trece cumva. Și... în privința bolilor fizice, am și eu problema asta, știi? Adică eu spun de pe belchiu, tot așa, dacă am o boală, mă gândesc cu streachea, o streachea, și unele lucruri devin cronice, știi? În loc să te duci să verifici la medic.
Trebuie să mergi imediat, să o rezolvi. Când mergi și o rezolvi, atunci, și vezi, din moment ce a devenit cronică o boală, atunci e mult mai greu să rezolvi o boală. Zici, mă, ciupercă simplă la degete, dacă ai numai a dat primele semne și te ocupi serios și o scoți, ea se rezolvă. Dar dacă ai lăsat-o, gândindu-te, las că va trece, va trece. Ea, de fapt, câștigă timp să se răspândească. Ea se răspândește. Ei, uite așa, și atitudinea asta, îndoiala asta cu privire la lucrurile sfinte, amânarea asta, e tot așa ca o ciupercă care se răspândește peste sufletul tău și îl cuprinde tot și apoi nu mai poți scoate amânarea asta, nu poți ieși din ea. Și tu crezi că cu vremea va veni vremea. Aud oameni care întreb, de ce nu devii creștin? Oameni care au auzit Evanghelia, care au dorința. Cineva chiar mi-a spus, am visat într-o noapte că m-am pocăit și eram atât de fericit. De ce nu te pocăiești? Va veni vremea, va veni vremea. N-a venit încă vremea. Păi oamenii ăștia cred că va veni vremea și așa în mod automat de la sine lucrurile se vor întâmpla. Dar uite, tocmai Satana câștigă timp pentru a extinde ciuperca asta a amânării și a înfășurat tot sufletul, așa că sufletul nu mai poate ieși de acolo din ciuperca asta a amânării și unii care au lăsat ciuperca amânării să le cuprindă sufletul, ei au ajuns în locuința morților. Și acum ei se chinuiesc în locuința morților și își mușcă degetele de durere pentru că ei n-au luat decizia atunci când Dumnezeu i-a chemat. Ce mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când m-a chemat Dumnezeu, mi-a luat mai mult de 3 zile. Când am primit, când Duhul Sfânt mi-a vorbit, când am avut convingerea că trebuie să devin copil al lui Dumnezeu, m-am frământat 3 zile și în ziua a 3-a am zis, gata, am cedat și am zis, eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Am luat decizia să-L urmez pe Iisus Hristos, aleluia, pentru ziua când am luat 27 noiembrie, aleluia, pentru ziua aceea când am luat hotărârea asta și viața mea a fost transformată, sunt fericit cu Domnul Iisus Hristos și am o nădejde tare, o nădejde care nu înșală, că merg în împărăția Lui. Și vreau să îi sfătuiți pe cei care desconsideră legământul în care se află și desconsideră și pentru ei semnul legământului nu constituie nimic. Sunt oameni care poate să lipsească de la biserică chiar și când este cina. Și pentru ei cina Domnului este ceva așa obișnuit și legământul este ceva obișnuit. Cum i-ați abordat pe ei? Păi oamenii ăștia care disconsideră legământul, Scriptura spune că ei vor fi judecați. Dacă ei sunt în legământ cu Dumnezeu, ei vor fi judecați. Hai încercați să faceți așa o analiză, cum merge viața voastră. Cu siguranță că una din acestea 3 funcționează la voi în viață sau va funcționa. Deci, iată, prima spune neputință. Nu observați voi oare că tot ce încercați să faceți nu vă reușește. Depuneți eforturi mari și parcă puneți într-un sac fără fund. Într-o straistă sparsă. Parcă acum lumea nu știe ce înseamnă straistă. Parcă pui într-un sac fără fund pentru că nu reușește. Toate eforturile voastre sunt în zadar în ceea ce încercați să faceți. Nu vă reușește să zidiți o familie, să faceți alte lucruri, nu știu, unde mergeți voi, în studii, în ceva. Nu vă reușește, nu vă reușește, neputință. Scriptura spune că va veni următoarea sau poate a veni. Poate o fi venit de acum și anume boala. Și când zici boală, se referă la lucruri serioase, lucruri foarte serioase. Și Scriptura spune că dacă nici așa nu vă opriți, va veni moartea, subit. Subit. Veți adormi subit. Adică veți muri fizic subit. Asta este o avertizare pentru fiecare din voi. Încetați să luați parte în chip nevrednic. Ceea ce faceți voi, voi luați parte în chip nevrednic. Voi nesocotiți legământul, călcați peste legământ. Și nu, Dumnezeu nu tolerează asta. El în legământul ăsta, ca și partenera legământului, nu tolerează așa o atitudine. Dumnezeu va interveni. Hai mai bine veniți-vă voi în fire și apropiați-vă de Dumnezeu, cercetați-vă, începeți cu a studia cursul ăsta, legământul despre care v-am recomandat. Uitați-vă la descriere. Este acolo link de unde vă puteți lua cartea, unde este playlist-ul cu toate lecțiile, ca să le puteți urmări și așa Dumnezeu să vă ajute să conștientizați bine legământul în care ați intrat ca să vă trăiți viața frumos.